Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Lentila de contact, Stelian Tănase, Radio Classic și Des Report, ca în fiecare săptămână. O să vorbim astăzi, nici nu aveam cum altfel, despre ce s-a întâmplat în 21-22 decembrie 1989, cred că sunt 34 de ani de atunci. Vai ce cifră rotundă, mai urmă să punem un 2 în față, un 5 în spate, ca să fie 2, 3, 4, 5. Dar o evocare merită, mai ales că, interesant, cred că în fiecare an am vorbit sau am scris despre Revoluție, fiind unul din cei care au participat. La ora 12:30 eram în biroul lui Ceaușescu. Și tot timpul am amintit, numai că memoria nu este ca o carte într-un raft, ca o carte în bibliotecă. Memoria e vie, ea se schimbă tot timpul și îți furnizează alte emoții, alte imagini, vezi lucrurile altfel cu fiecare an, în funcție de ce se întâmplă în lumea românească. Am putea spune astăzi că strada a câștigat Revoluția, l-a alungat pe Ceaușescu, a alungat Partidul Comunist, i-a scos pe nomenclaturii și pe securii și pe funcționarii de partid și de stat din viața noastră, dar nu știu în ce măsură a câștigat și ce a urmat. Eu cred că în sensul ăsta este o revoluție ratată. Eu am scris de altfel acum mai mulți ani o carte care se numea Revoluția ca eșec și analizam atunci, când eram în mijlocul anilor 90, premisele și de ce cred eu că este un eșec și, din păcate, repet, că nu-mi place să fiu cobe, detest această atitudine, multe s-au adeverit. Multe s-au adeverit din crizele, din clivajele, din fracturile din societatea românească, o societate care n-a putut să se miște atât de repede pe cât am visat noi. Cred că astăzi, cel puțin generația mea și generația celor care au fost în stradă, că eu aveam 37 de ani atunci, dar erau decreței care ieșiseră în stradă. Deci cei care erau adolescenți, studenți, muncitori tineri care au fost în 21-22 pe stradă. Nu prea am văzut oameni în vârstă și înțeleg. Pentru că la Revoluție, când ocupi strada, trebuie să poți să fugi repede. Deci trebuie să ai o condiție fizică bună, pentru că, așa cum s-a și văzut din păcate și din și ca o tragedie a poporului român care nu se va șterge niciodată, s-a tras și au murit oameni. De ce cred că am ratat ce a urmat? Sau, ca să spunem pe scurt, dar nu-mi place cuvântul, tranziția, de ce a ratat poporul român tranziția, este că, așa cum s-a produs la noi comunismul românesc, poate cel mai dur din Europa, poate cu excepția Albaniei, dar extrem de dur, a reușit să distrugă acest regim, elita culturală și politică din perioada interbelică, prin închisori, prin arestări în masă, prin teroare. Și, ca să spunem așa, România sau românii, societatea românească n-au avut de unde să pornească. O revoluție ce înseamnă? Că un grup social este înlăturat și un altul îi ia locul. Un grup a fost înlăturat de stradă, prin violență, prin intimidare, că tot pierând jos, Ceaușescu, i-au luat-o la fugă. După aia s-au întors și au ocupat băncile, au ocupat firmele și au făcut multe parale. Pentru că noi avem o revoluție în care cei care au pierdut au câștigat. Cei care au pierdut revoluția, adică noi care am fost în stradă, și vorbesc aici de mii de oameni, nu de Tănase, să fiu bineînțeles. Deși se pare că am câștigat, așa cum v-am spus, eram în biroul lui Ceaușescu la 12:30. Mi s-a spus că e pe acoperiș când eu am ajuns acolo. De către cei care mă cunoșteau de la baricadă, că așa mi-au dat drumul să intru înăuntru, că m-au recunoscut de la baricadă. Când eu am intrat în biroul Ceaușescu și erau acolo Dan Iosif, Rada Istrate, erau și alți băieți cu care m-am cunoscut la baricadă și fete, surprinzător de multe fete în acea mulțime de la Inter. Asta știam noi acolo, Ceaușescu este pe acoperiș. Deci el încă nu zburase, eu nu l-am văzut când a zburat, că eram în birou, eram sub el câteva etaje, 5-6 etaje.
Strada a reușit să facă acest lucru, primul pas al oricărei revoluții, adică înlăturarea vechiului, a vechiului regim în situația noastră. Dar pasul 2, care era să construim o altă lume, să punem o alternativă în funcție, nu s-a reușit, sunt 30 de ani de atunci, pentru că nu a existat un grup social alternativ, cum a fost de pildă în Revoluția Burgheză, burghezia care a înlăturat feudalitatea. Noi nu am avut o asemenea clasă. Trebuie să vă spun că, de pildă, în Polonia sau în Ungaria a existat un grup alternativ și în sens intelectual, că aveau teorii și cam ce aveau de făcut și pregăteau tranziția, dar și ca pondere socială. De pildă, polonezii sau Polonia avea deja milionari, adică deja a apărut o clasă antreprenorială, businessmeni, comercianți aveau voie să aibă magazine și în Ungaria la fel, încă din anii 60. Asta a creat un grup social alternativ, ceea ce în România n-a existat. Noi eram toți la fel, aveam o leafă și două camere la bloc. Deci nu aveam alte interese, nu aveam altă ideologie. Și asta s-a văzut, că n-a avut cine să fie motorul transformărilor. S-au făcut partide, grupări, au ieșit în față, au spus că șef de partid, au pretins că au programe, că, dar era butaforie, erau vorbe goale, chiar de la oamenii cei mai bine intenționați. Așa că, în sensul ăsta, putem să spunem că este o revoluție ratată. La 30 de ani suntem cam tot acolo. S-au făcut schimbări, să nu negăm evidențele, că am fi niște caragioși. S-au făcut schimbări. Avem o grămadă de posturi de televiziune, fiecare cu câte sute de posturi pe care poți să vezi canale de televiziune notorii, CNN-ul, BBC-ul, etc., etc. Este o mare schimbare. Putem să mergem să muncim în Occident. Este o mare schimbare. Avem pașapoartele la noi, la Ceaușescu se ținea un iorga, la secția pașapoarte a Ministerului de Interne. Astea sunt niște transformări care ne-a schimbat pe toți, dar nu ajung. E prea puțin față de cât are nevoie o societate ca ea, cum să vă spun, să se întoarcă așa cum se întoarce o mănușă pe dos. Asta trebuia să facă societatea românească, cum polonezii au făcut, cehii au făcut. Nici ei n-au mers atât de repede pe cât au sperat, dar au mers mult mai repede decât am mers noi. Acesta este o explicație. Pe de altă parte, fondul cultural al acestor transformări nu a existat. Gradul de tradiționalism, de lipsa unei perspective moderne de tip occidental, s-a simțit. Noi nu am avut o sensibilitate în lumea românească semnificative occidentală. O pătură foarte subțire de intelectual, cel mai puțin numericește în raport cu populația din toată Europa, cei mai puțini studenți, ca să dau o dată, din toată Europa. Asta a făcut ca să nu se creeze o masă critică reformistă. O masă critică dornică să facă schimbări, hotărâtă să se implice în aceste transformări. N-ajunge să ieși în stradă, în Piața Victoriei, să strigi jos ca lucrurile să se schimbe în lumea românească. De ieșit am ieșit. Cred că am fost, nu la toate mitingurile, că am mai fost în străinătate, am mai fost și bolnav, dar la toate mitingurile la care am putut să particip, fiind apt și fiind în țară, am participat. N-am ratat nimic. Dar n-ajunge. E foarte lăudabil că oamenii ies, e foarte lăudabil că și-au pierdut frica și spun ce au de spus, se aliază pentru o anumită cauză, dar după aceea se duc acasă. Unde-i transformarea? Nicăieri, doar că povestim la bere ce grozave am fost când ne-au bătut jandarmii în 10 august. Apropo, ce se mai întâmplă cu miniștrii vinovați, Dragnea, Dăncilă, Carmen Dan, ce se întâmplă cu ăștia? Îi anchetează cineva? Dar pe comandanții jandarmeriei și ai Ministerului de Interne îi anchetează cineva pentru ororile alea din 10 august? Nu. De ce? Pentru că există un pact între partide, politicieni și jandarmerie să nu se atingă nimeni de ei. Asta arată că nu ne mișcăm, că nu ne ducem înainte. Suntem în vechea colcăială românească de a face să nu se schimbe lucrurile ca să fie toată lumea mulțumită. Mi-aduc aminte de un episod, pot să
vă evoc pentru că scriu o carte și mă preocupă fenomenul. Scriu de o carte se Bucureștiul sub ocupația puterilor centrale, că Germania, Austro-Ungarii, turci și bulgari, care au ocupat Bucureștiul în 1916 și au stat aici 2 ani, fix 707 zile. În decembrie 1918 au plecat. La 1 decembrie regele și regina vin de la Iași, unde se refugiaseră, și așa se face România Mare, pentru că era o Românie care căpătase între timp Basarabia, Bucovina, Transilvania. Dar s-a făcut un proces ziariștilor care colaboraseră cu nemții. Tudor Arghezi, între ei, poate vă miră. Părintele Galaction, care e cu Sfintele Sfinte, dar colaboraționist. Bebră Nișteanu, un remarcabil jurnalist al epocii, dar a fost și Ioan Slavici, ați auzit de Ioan Slavici, mare scriitor român, realmente mare scriitor. Mara, Mara cu noroc, ca să vă evoc două titluri foarte citite și astăzi. S-a făcut acest proces și s-a căzut la pace, adică pupa toți Piața Independenței. Vă amintiți cum se termină o scrisoare pierdute? Muzica! Și pun băieții de o sârbă și toți dușmanii, adică tabăra Cațavencu, Dăscălimea, cu tabăra Trahanache, Tipătescu, Zoe, ca ea era șefă, pe partea cealaltă, se împacă și... Cam așa s-a terminat și acest proces. S-au dat din 23 de inculpați, aveau în boxă, s-au dat 18 achitări și aia 5 au fost grațiați la sfârșitul anului 1919 de regele Ferdinand, chiar în 31 decembrie. Deci justiția n-a putut să ducă la capăt un proces, să găsească vinovățiile, da, și să vorbească clar. Era un prilej de a face o analiză cum s-a comportat lumea românească, mai ales elita politică și intelectuală, în situația unei ocupații străine. Era foarte bun prilej să ne limpezim puțin, să vedem cine suntem noi românii, societatea românească, cum reacționează în situații de criză, în situații de forță majoră. Cam așa cred că s-a întâmplat și aici, adică idealul nostru național care este pupat toți Piața Independenței, telegrame, da, e finalul de telegrame, în ultima telegramă spune că s-a rezolvat cherela dintre ei, scandalul dintre Costăchel Gudurău și așa, și pupat toți Piața Independenței. El este Muțu. Muțu, care e tare cu minte, e tare gras, că e lacom, așa, așa trebuie. Așa, hai să ascult și tu ce spune tata despre revoluție. Nu mai prostii, spune. Hai, culcă-te. De asta spun că este o revoluție ratată, pentru că ne mișcăm foarte încet. Societatea românească dă semne puternice de stagnare și când e stagnare în politică, să știți că de fapt e regres. Aici e ca la un birou, trebuie să rezolvi dosarele cu celeritate, adică în ritmul în care vii, nu poți să le lasă să adune. Noi am lăsat în 34 de ani foarte multe dosare să se adune. Dosarele sunt până în tavan. Nu ne mișcăm, ne mișcăm foarte încet. De-aia aș vă spune că n-am motive de entuziasm să-mi amintesc că deja au trecut 34 de ani de la Revoluția din decembrie. Aș mai vrea să rezolv o problemă pentru cei care ne privesc. Multă lume se întreabă, a fost complot sau revoluție? În primul rând că ele nu se exclud, dar vreau să vă spun că lumea pune prost această întrebare. Ce este o revoluție? Ca să dăm o definiție de manual. Este un fenomen social care schimbă o rânduire cu alta. Nu un guvern cu altul, nu un partid cu altul la conducere, schimbă o rânduire. O revoluție din 89 a făcut acest lucru, adică a schimbat comunismul cu capitalism. Că este un ca-capitalism, adică un capitalism derizoriu, de butaforie, e destul de adevărat. Dar nu mai e comunism. Nu mai este proprietatea comună, nu mai este partidul unic, care erau semnele distinctive ale comunismului. Acum suntem în capitalism. Sigur, derizoriu, nereușit, care are nevoie de multe retușuri, dar suntem în capitalism. Asta înseamnă o revoluție. Ori din acest punct de vedere, care e unul științific, a fost o revoluție. Să lăsăm întrebările astea și suspiciunile și paranoia asta și ziariștii ăștia deștepți care spun că știu ei că a fost un complot, că s-a întâlnit generalul X cu Iliescu, generalul Cutare cu nu știu cine și că au pus la cale, n-au pus la cale nimic, nu era frică de mureau pe ei.
Iliescu a trăit mult timp după Revoluție cu fiica să nu aibă soarta lui Allende. Era obsedat de această imagine. Care complot? Care mama lor era frică de nu știau pe ce ușe să iasă? N-au făcut nimic, erau paralizați. Și intelectualii, știu, intelectuali care când le propuneam să facem ceva, să ne adunăm ca în Polonia, ca în Rusia, ca... Unul spunea că și dacă ne bagă mâna în ușe și ne taie, ne rupe unghiile, și dacă ne omoaie, dacă ne schinge, cam asta era starea de spirit generală. Eu nu spun asta cu reproș față de cineva. Frica asta era în oasele noastre, pentru că, așa cum v-am spus, noi am avut probabil cea mai dură securitate, cea mai cinică, cea mai violentă. Între 47 și 53, 200.000 de arestări. Păi, gândiți, era 10% din populație. Da? Foarte mult. Cel mai mare indice de arestări. Dar asta a reușit. Din cauza asta noi n-am reușit să facem o revoluție de succes, să facem o tranziție bună, cu multe progrese, cu multe schimbări, pentru că atunci elita politică românească, remarcabilă de altfel, da? Avea vârfuri teribile și oameni foarte educați pentru politică, a fost distrusă. De asemenea, elita intelectuală a fost distrusă sau coruptă, sau și coruptă. Așa că în momentul când a venit momentul să se ridice o nouă, un grup social care să înlocuiască securiștii și nomenclaturiștii comuniști, da? Ei nu sunt alt decât comuniști, dar vreau să zic, cei care dețineau puterea atunci, n-a fost cine. Cu strada nu faci. Strada este o mulțime atomizată, ori ea trebuie organizată, trebuie structurată, trebuie să aibă un program, trebuie să știe ce are de făcut. Ori noi nu am avut așa ceva, n-am avut cu cine să înlocuim pe aia pe care i-am gonit. Și am apelat tot la Iliescu, tot la Roman, tot la Brucan, tot la Bârlădeanu. Păi ăștia erau nucleul, să zic așa, reformist al lui Ceaușescu. Dar nimic mai mult decât atât. Îl detestau pe Ceaușescu, dar nu comunismul. Și Bârlădeanu, și Brucan, și Iliescu erau comuniști. Fără doar și poate. Nu erau altceva. Iliescu și-a dat seama în ce situație suntem abia când s-a prăbușit URSS-ul. Și-a dat seama că nu mai merge să te bazezi pe aliatul Moscova, ci trebuie să te duci la Bruxelles, ceea ce a și făcut. Cam atât despre eșecul revoluției noastre. Ne vedem săptămâna viitoare în ultima noastră ediție. Pe curând! Radio Classic. Un radio în culori.